Vă salut, dragi prieteni! Astăzi o să facem un alt fel de video față de cele cu care v-am obișnuit. O să vină și videouri cu porumbeii. Pot să vă anunț de pe acum că avem puișori foarte frumoși și avem o rasă nouă care a sosit în voliera Columbofil Junior. Dar despre porumbei și despre rasa cea nouă o să vorbim în videourile viitoare. Astăzi am zis să vă prezint un video. Vă mărturisesc că e prima oară când fac și eu acest lucru. Palisăm roșiile. De fapt e și primul an în care avem solar. M-am uitat și eu în videouri și am văzut că așa se procedează. Aceste cleme le-am cumpărat. Nu sunt foarte scumpe, sunt în jur de 200 de bucăți și foarte puțin bani. 10-12 lei. Am văzut că de genul ăsta se procedează. În partea de jos a roșiei prinde mața aici, are un locaș special, după care venim cu ea și în partea cealaltă avem un clips. După care o să vă arăt cum o fixăm și în partea de sus, astfel încât să o putem să întindem. În timp ce roșia se dezvoltă, o să fie nevoie ca ața să fie puțin mai strânsă, dar o să-i facem un nod și o să vă arăt. Deocamdată le lăsăm puțin mai slabe. Puteți observa că deja am pus la 2-4 rânduri. Mai avem nevoie să punem la încă 2, dar din păcate nu mai avem ață. S-a terminat. O să trească să mai cumpărăm. Exact așa. Haideți să vă mai prezint încă o dată cum procedăm. Deci vedeți că clema are un locaș, clipsul ăsta. Și în partea asta fixăm ața, îndoim, iar clema asta o băgăm după roșie și clipsul ăsta prinde așa roșia. Exact așa. O să pun puțin pe pauză să vă prezint și cum legăm în partea de sus. O să-i facem un nod pe care îl prindem de sârmele care le avem sus. Dar așa cum v-am zis, o să punem pe pauză și vă... Da, haideți că mai avem doar o singură ață de pus. Și imediat vă prezint și cum facem nodul în partea de sus. Deci la capătul aței o să o prindem sus pe sârmă și vă arăt cum facem acel nod. O să pui puțin pe pauză. O să vă prezint și cum legăm în partea de sus. Nu știu cum să țin eu telefonul. Mărturisesc că operațiunea asta nu o fac eu, ci un cumnat al meu. Bineînțeles, nu o să-l arăt la față, pentru că nu prea-i place să facă lucrul ăsta, dar este nevoit să mă ajute. Ia să mă apropii eu puțin să vă arăt cum așa arată nodul. Deci vedeți, ața este slabă acum la roșie, dar i-am făcut un nod aici care pur și simplu culisează. Și în funcție de cum se dezvoltă roșia, noi putem strânge acest nod. Vedeți, la toate cele 4 rânduri am procedat la fel. Dragi iubitori ai canalului meu, sper să vă placă acest video. Sper să fie de folos. Mie unul sincer mi-a fost de folos, pentru că e primul an în care fac acest lucru. M-au ajutat foarte mult videourile pe care le-am văzut. Videouri referitoare la palisarea roșilor. Sincer, n-aveam idee că se procedează așa. Dar mi se pare o treabă foarte simplă. Până data viitoare, vă salut și vă urez toate cele bune. Așa cum am promis, o să revin cu videouri de la volieră. Cu rasa cea nouă, cu puișorii de 2021. Avem puișori foarte frumoși pe care o să vi-i prezint în video următor. Vă salut și vă urez toate cele bune!